Primele modificări aduse în sistemul educației vor fi aplicate începând cu acest an, iar primii vizați vor fi elevii care vor susține admiterea la liceu. Au apărut noutăți referitoare la admiterea în liceu, absolventilor clasei a 8-a, respectiv la ponderea mediei din clasele 5-8 la media de admitere în liceu, aceasta modificându-se de la 50%, cum era anul trecut și acum 2 ani, la 25%. Prin urmare, ponderea mediei generale 5-8 la admiterea în liceu este de o pătrime din media de admitere la liceu. În ceea ce privește acest an, Georgeta Stănescu a spus că a fost reaprobată metodologia de evaluare națională care a funcționat și anul trecut, la fel și la examenul de bacalaureat. Însă o schimbare anunțată de Remus Pricopie va fi mărirea perioadei de formare în școala profesională de la 2 la 3 ani, pregătirea începând însă tot imediat după încheierea clasei 8-a. Tot el a mai spus că din 2015 admiterea la liceu se va face cu media de minim 5, intervalul de 2 ani până la intrarea în vigoare a reglementării fiind necesar pentru pregătirea acesteia. Reglementarea a apărut după ce în anul școlar 2012-2013 peste 6700 de elevi au fost admiși în licee cu medii sub 5, conform datelor centralizate de către Ministerul Educației Naționale.